Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de CSGO. Tipul ăsta e mai retardat decât prevede legea. Și, bă, tu ești mai retardat decât prevede legea. Așa, am zis să mă joc și eu pe un server de data asta, să nu mă mai joc competitiv pentru că sunt atâtea chestii în CSGO-ul ăsta și eu mă jucam doar competitiv. Și am zis, bă, hai că mergeți, ne mai jucăm și altceva. Mă joc oarecum competitiv doar că pe un server. Mă rog, nu trebuie să vă dau eu ID-ul acestui server pentru că găsiți o grămadă de servere care au competitiv. Nice, man. Și uite ce facem. Apare în serverul ăsta, nu-i românesc? Mă juram pe acolo. De sfinți, de morți, de răniți. Uite ce retardat e copilul ăsta, mâncava și cura voastră. Deci copilul ăsta... Nu putem să-i dăm kill ca aparent. Dacă mă mai omor o dată. Na, dă-te dracu. Copil rus prost, cred că stau român prost, rus prost. Și da, frate, mi-am luat și eu niște cuțite noi pentru că sincer, grad noi fola nu prea îmi plăcea, așa că mi-am luat și două degărțile astea stained. Am făcut o chestie cu Tudor Ilkham. El mi-a dat cuțitele lui și eu cuțitul lui să jucăm într-un match și mi-a plăcut foarte mult cu Shadow Daggers. Și, na, am să joc cu Shadow Daggers. Și știi, ia că mă mut eu la City, ca să nu mai dau de copilul ăsta retardat care n-are ce face cu viața lui. No. Ce să-i cer unui copil obsedat de... Ok, n-are rost să-i mai spunem. Vreau să vorbim mai multe lucruri în acest episod, pe lângă faptul că mi-am luat un cuțit nou și vreau să vă întreb ce părere aveți. Vreau să vă spun că vreau să încep să fac live stream-uri mult mai des. Aș vrea să fac un live la 2 zile. Am văzut așa că Andrei face tot la 2 zile și azi, gen el dacă face luni, o să fac marți, el face miercuri, eu joi și tot așa, astfel încât vă puteți uita cam pe tot parcursul săptămânii la live stream-uri, pentru că bănuiesc că sunteți abonați atât la mine, mă rog, sunteți mulți abonați la mine, cât și unde la mine și cât la, și la el. Și, no, jucăm cu boții aici, bă, e distractiv și așa să omori copii ca aia, retardați. Și am o întrebare așa, cam câți dintre voi v-ați putea uita, pardon, la majoritatea live-urilor pe care vreau să le fac? Ca să știu pentru... Dacă merită să le fac, pentru cine le fac, nu? Te chiar îmi plac asta, mai ales la lumină, se văd așa strălucesc frumos. Ok, nu avem problemă, îi dăm repede aici un plant, na, pentru că boții au altă treabă, se omoare între ei. Mai e copilul ăla retardat la ei. Ne luptăm cu boți. Ce am ajuns să fac? Ce am ajuns să fac cu viața mea? Nu puteam să omor un bot. Uitați cum m-am chinuit să omor un bot. Și repede l-am omorât pe ăla, fratele meu. Deci cât m-am chinuit să omor botul ăla și cât de repede l-am omorât pe... N-am timp. 5, 4, 3, 2, hai că încerc să mă duc prin mid. Ce fraier s-a sinucis. Lol. Deci tipul are minus 2, săracu, fratele meu. Bă, da, de asta am și zis să joc pe mai multe moduri, chiar dacă sunt puțin player, pentru că astfel mă mai antrenez pe CSGO. Așa jucând competitiv mă cam enervez. Oricum nu vreau să mai joc pentru rank acest joc pentru că nu are rost. Bă, vă dați seama cât de retardat era dacă își atacă până și boții. Singurii lui prieteni boții în acest joc îi atacă și pe aia. Hai să... 1 2 Nu! LOL. LOL. Nu. S-am bat picior, deci e prea retardat copilul ăla, fratele meu. De-aia am și jucat aici. Adică mă amuză când îl văd. Sincer, mă amuză foarte mult să-l văd chiar așa de prost.
Acolo am încercat să strefuiesc tot mai mult în jurul lui. Să... nu prea mi-a ieșit. 7-7, am luat MVP, mamă, dar bonus. Hai să mai vin o dată pe lung, știi ce o să fac? Că nu știu, cred că dacă le dă ceva comenzi boți se țin după el sau habar, na? O să-mi iau shotgun. Deci ce am ajuns să fac cu viața mea? Ce am ajuns? Bă, dar îmi plac mult cuțitele astea, n-aveți ce spune, sunt chiar foarte faine. Sunt chiar foarte faine și... sunt puțin mai scumpe. Dolar așa omoară boții. Bă, ar fi fost fain gen pe, și serverul ăsta cum se întâmplă pe multe. Să te baneze la fel ca pe CSGO, să te dea afară de pe server dacă faci mai mult de 3 team kill-uri. Să dea ban pe server. Mamă, jucăm aici, deci eu cu molotoave, cu d-astea, zici că chiar joc CSGO, cel în competitiv, adică mă chinui. Stânga, dreapta, dăm check-uri, verificăm, pana mea. Chiar vreau să mă întâlnesc cu retardismul ăla de copil. Hai, să vin aici o tură. Ok, cred că vreau să vină undeva pe short. Dăm aici un smoke. Ok, încă 20 de secunde până explodează. S-a dat. A lăsat o baltă. Ce fraier, frate. De ce l-a încercat să mă ia acolo? Se uita, credea că vin din short. Sau l-a auzit pe ăsta, habar nu am. Contează că l-am bătut pe tipul ăsta. Deci ce face Geo? Geo e ceva gen... vrea să omoare un Kiddo Kid. A intrat la noi Kiddo Kid-ul, nu, mă duc la City. Mă duc la City ca să nu fiu cu... Ia să joc eu contra ei. Uitați de ce nu vreau la echipa de aia. Pentru că e retardatul ăla și vreau și eu să intru aici să mă joc, să mă mai antrenez frumos. Ca să intru pe casual, pentru că pe casual știți că e nebunie mare acolo. Și nu prea e ce facem. Lol. I-am dat 43. Tu ești afară. Și acum mai suntem unde și cu echipierul tău, care nu cred că e pe aici. Pentru că l-ai prea... O fi A sau B? Bot hang... A, cred că e B. Sau ea. Flip shot in human reaction can, yes. Luăm diffuse kit-ul. Luăm diffuse-ul. Mamă, ce bun, sunt pro player MLG. L-a dat abandon. Bă, am rămas singur cu boții. Pleacă, mă, de aici că nu vreau eu să mă joc contra boții. Contra toți boții. Așa că o să ies eu, dacă toată lumea a ieșit, a ieșit. Hai să verificăm dacă nu ne mai băgăm la ceva cât am filmat. Ok. Și ce, o să... Find game. O să intrăm... Nu. Hai totul să dau un deathmatch. Hai să dau un deathmatch rapid. Sau un arms race. N-am mai jucat de foarte mult timp arms race. Și hai să vedem cum e. Mă jucăm un pic aici. Ca să nu las episodul chiar atât de scurt. Deși eu am făcut mai mult acest episod să vă anunț de faza cu live-urile. Și să vă arăt noul meu cuțit pe Counter-Strike. Counter-Strike Global Offensive. Safe House. E destul de ok mapa pentru arms race. Da, e destul de ok. Nu am ce să-i reproșez. Dar nu prea e jucat arms race-ul. Nu e chiar atât de jucat precum celelalte moduri de joc. Hai să vedem. Intrăm pe aici. Uite unde stătea nenorocitul ascuns. Unde stătea el, mă, ascuns? Lol. Nu mi-am dat seama că e adversarul ăla. Lol. Bă, nu l-am omorât eu. Bă, dar de unde tot apar ăștia, mă, în cavași gura? Deci cu P90-ul ăsta la distanță nu prea ne iese. Nu prea ne iese, ați văzut că râi la mor pe ăla. Mi-apare aia cu roșu, aparent cred că eu sunt targetul lor.
Am omorât și pe ăsta. Stau ascuns pe aici. Puteam să jur că o să-l spuneze pe unul acolo. Deci puteam să jur și tocmai voiam să spun teror să nu spuneze pe nimeni aici. Și fix asta s-a întâmplat. Invers, în cealaltă direcție. M-am uitat în direcția greșită de data asta. Am mai jucat de mult lor. Lol. Hai zi-mi și cu FAMAS. Băi, ce fain, gen, te antrenează oarecum cu toate armele pe Arms Race, locul unde care, un locul în care poți să te antrenezi cam cu toate armele. De exemplu, dacă intri tu pe deathmatch, poate vrei să joci doar cu arma anumită și nu trebuie când de stai suși pe mai multe. E bine, aici te le dă, îți dă câte o armă de fiecare dată când faci vreo 2 kill-uri, parcă cu, cu arma respectivă. Pe 90. Era unul pe aici pe sus, nu? Nu era nimeni pe sus. Era unul, uite, acolo și aparent și-a schimbat și el poziția aia, că nu e chiar atât de nabil tipul ăla care stătea. Care tot stătea el acolo. Unul pe casă. Era un bot aparent pe casă. Bă, nu! No. Lol, ce trisiri am dat, n-am mai putut să dau încă unul. Am vrut să-i dau la mai, dar m-auzea când urcam. Asta mai mult ca sigur. Da, eu cu spray-ul, cu AK-ul la distanță nu prea mă descurc. Deși am dat ceva de damage lui acolo. Însă nu prea mă descurc la distanțe foarte mari. Am încercat și aici să fac ceva, dar nu mi-a ieșit. N-a fost o alegere bună să mă sui cu acoperișul pe casă. Ah! Asta e prostia. Deci dacă vă cumpărați cuțit, zici și mie ce puteam să facă lui. Dacă vă cumpărați cuțit, să-mi faceți prostia asta ca mine să tot dați switch pe el. Ieși eu din zona asta fără să mă omoare cineva. Nu, dar nu înțeleg acolo pe unde. Cred că mi-a dat prin mașină oare. Chiar o fi trecut cu glonțul ăla prin mașină. Habar nu am. Unul mort și mai e unul aici. Ah, bine, ok, l-am omorât și pe ăla. Am upgradat ăla altă armă. E vreo unul pe aici. Nu vine înapoi să... Nu vrei să ne luptăm ca băieții? Avem unul prin spate, e incredibil. Deci tipul ăla cred că pot să jur, dar n-a venit mereu prin spate și ne-a omorât. Firarele de cuțite să fie. No, deci n-am șanse. N-am șanse! Fuck you. Ești tipul ăla mă omoară mereu. L-am omorât până la urmă, dar m-a luat altul de pe casă. Și m-a omorât și ăsta cu automata. N-apuc să mă spuneți, fratele meu. Și încep să dea țăranii ăștia după mine. I-am spart capul acum cu automat. Bă, deci automata asta e incredibilă, ți-l ținta undeva, se duc gloanțele în altă parte. Na, fraiere. Na, fraiere, că l-am omorât acolo. I-am dat să zac. Deci, de fapt, de ce dau reload? Cu neghevul chiar că nu joc și uite că... Asta e singurul de dustrin chiar. Deci chiar nu știu cum se trage cu arma asta, habar n-am. Nu joc deloc cu ea, deci deloc nu joc cu ea. Al naibii, ce stai ea. No, deci așa poți să treacă cu ea, câte puțin, câte puțin. Dar să fac așa spray, habar n-am cum se duc lanțele alea.
Așa, P250. Un kill. Încă un kill. Și acum dual beretă, nici cu asta nu joc, și cu asta joc foarte rar. Nu știu, nu mi se par niște pistoale ușor de folosit. Ok, l-am omorât pe un... A ajuns aparent unul la cuțit. Sper să nu fie omorât cuțit, pentru că nu-mi place gen să câștige runda pe seama mea. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Am ajuns și la cuțit. Ah. Fuck! Am vrut să mă duc pe ăla și m-am sinucis. Lol, serios? Dacă mă sinucid aparent... Am omorât. Am ajuns și la cuțit. Au, fuck. Oh. Nu, mai bine că mă omor, acum după asta. Yes, am câștigat. The winner, Geostyle. Mai bine că mă omor, acum am dus full HP pe el și am dat lamă și l-am distrus. Nu vă mă frate, sper că am atât fost cu acest episod. Nu uitați, marți de la ora, cred că 7 sau 8 seara voi fi live stream pe YouTube. Nu uitați să apăsați voi butonul de like. Eu am fost Geostyle, iar noi ne auzim data viitoare. La revedere!